mă gândeam acum că vine rândul surprizei. Vă spuneam că ne vom mai întâlni cu mai vechea mea cunoștință și pentru că nu se putea ca ea să cânte singură, și-a adus un ortac. Cine credeți că este acel ortac? Acel tânăr, talentat, care a cântat imediat după ea. Așadar, dragii noștri spectatori, vom aduce în fața dumneavoastră, în prima audiție, spun eu, pentru că i-am văzut și știu că cântă pentru prima oară împreună, pe cei doi tineri elevi din clasa a doua, de aici, de la Liceul de Artă Sabin Păuța, respectiv Denisa Țanigoi și Răzvan Cârbovan. Ei bine, dragii mei, avem un duet. Acest duet are un nume, are o întrebare pe care Răzvan o să-i o pună Denisei. De unde ești, mândruliță? Acum să vedem cum o fi răspunsul. Și pentru asta, vă rog încă o dată să-i primim cu aplauze pe cei doi tineri interpreți, Denisa Țanigoi și Răzvan Gărbovan. Am zis. Gândeam la un moment dat că o să mă lași pe mine să cânt cu Denisa Duete. Am zis, cânt mai bine. Unde ai șezut atâta? În culisă. Ah, o surpriză. Pentru prezentator și pentru spectator, da? Ia să vezi acum ce surpriză îți fac ei. Denisa Țanigoi și Răzvan Cârbovan. Mulțumim frumos. Mulțumim frumos.